Bună ziua, dragi elevi! Mă numesc Gabriel Vrânceanu și vă invit să faceți cunoștință cu pătratul unui număr natural, una dintre noțiunile ce sunt prezente la matematică, la clasa A5. Pentru început, ne amintim că numărul natural poate fi utilizat obișnuit în activități și situații cotidiene. Astfel, observăm că putem folosi numărul natural pentru a spune că o sală de spectacole are o de locuri. Sau să precizăm că am fost invitat să ne așezăm pe al 194-lea loc din sală. Astfel, folosim numărul natural pentru a preciza numărul de obiecte dintr-o colecție, în acest caz vorbim de funcția de cardinal, sau, pentru a preciza o poziție într-un clasament sau ierarhie, caz în care vorbim de funcția de ordinal. Ne amintim de asemenea câteva noțiuni legate de înmulțirea numerelor naturale. Aveți evidențiate notațiile operației, x-ul sau punctul. Vorbim despre factorii care se înmulțesc, în exemplul dat, factorii fiind 2 și 3. Iar în următorul exemplu, factorii sunt 2 și 8. Rezultatul înmulțirii îl numim produs și observăm că 2 ori 3 este egal cu 6, 6 fiind produsul dintre factorii 2 și 3. Sau că 2 ori 8 este egal cu 16, unde 16 reprezintă produsul dintre factorii 2 și 8. Apare evident astfel cât de important este ca pentru cei doi factori ai produsului să obținem un singur rezultat. În cele ce urmează, este important să reținem că orice număr natural poate fi scris ca produsul a doi factori. De exemplu, 2021 este rezultatul înmulțirii dintre. 2021 și 1. Apare firesc întrebarea. Orice număr natural poate fi scris în mai multe moduri ca produsul a doi factori? Aveți evidențiat cazul numărului 192, atât în tabel cât și separat. El reprezintă rezultatul mai multor înmulțiri. 192 este rezultatul lui 6 ori 32, ca și lui 32 ori 6, precum și 16 ori 12 și 12 ori 16, dar pot exista și alte scrieri. Vom dezvolta în continuare scrierea ca produs de doi factori a unui număr natural. Astfel, pe exemplu dat, numărul 12 poate fi scris ca produsul dintre 3 și 4, precum și ca produsul dintre 4 și 3, reamintindu-ne astfel că înmulțirea este o operație comutativă, adică ordinea factorilor nu schimbă rezultatul operației. Deja avem clar că numărul 12 poate fi scris în cel puțin două moduri ca produs a câte doi factori. Prin reprezentările de față, considerând unitățile numărului 12, am reprezentat toate produsele a câte doi factori ce au ca rezultat numărul 12. Astfel, observați cele șase cazuri în care numărul 12 se poate scrie ca produsul a doi factori. În fapt, sunt trei cazuri distincte dacă nu ținem cont de ordinea factorilor. Apare firesc întrebarea. Orice număr natural poate fi scris în mai multe moduri ca produsul a doi factori? Pentru numărul 12, răspunsul este da. Pentru 0, observați că numărul de cazuri este infinit. Iar pentru numărul 1, observăm că avem un singur caz. Situațiile diferite prezentate justifică abordarea mai multor cazuri, ca în tabelul de față, unde sunt evidențiate numerele ce vor fi studiate de la 0 la 9. Observăm că numerele au comportamente diferite. Astfel, numerele 2, 3, 5 și 7 admit exact două moduri de scriere ca produse a câte doi factori, iar numerele 6 și 8 admit câte patru cazuri în toate aceste situații, numărul de cazuri fiind par. Cum produsele semnalate au factori diferiți, ținând cont de comutativitatea înmulțirii, acestea sunt argumente pentru care se obține un număr par de cazuri. Reținem astfel că ne vom situa în situații diferite dacă factorii sunt egali sau dacă factorii sunt diferiți. Astfel, pentru numerele 1, 4 și 9, se evidențiază un număr impar de cazuri. Această situație se produce pentru că există, de fiecare dată, un produs de factori egali. 1 este egal cu 1 ori 1. 4 este egal cu 2 ori 2. 9 este egal cu 3 ori 3. Prin cele prezentate am pregătit toate cele de trebuință pentru a înțelege noțiunea de pătrat al unui număr natural. Observați pătratul mare format dintr-o multitudine de pătrate mici. Am evidențiat un pătrățel ce corespunde cazului numărului 1 scris ca produsul 1 ori 1. Noua zonă evidențiată corespunde cazului 2 ori 2 pătrățele, deci se formează un grupaj de 4 pătrățele, apoi 3 ori 3 pătrățele care corespunde unui grup de 9, 4 ori 4 pătrățele ce formează grup de 16. 5 ori 5 pătrățele ce formează grup de 25, 6 ori 6 cu rezultatul 36, 7 ori 7 cu rezultatul 49, 8 ori 8 cu rezultatul 64 și putem continua evidențierea altor grupaje. Dar câte pătrate de numere naturale există? Evident, tot atâtea câte numere naturale există, fiind obținute prin înmulțirea a doi factori egali. Nu ne grăbim, ci ne amintim ce înseamnă puterea de bază 2 și exponent 3, adică o înmulțire a trei factori de 2. La fel, Produsul 3 ori 3 se poate scrie ca putere 3 ridicat la puterea a doua, care reprezintă pătratul lui 3. Am făcut legătura dintre scrierea ca produs de doi factori egal, puterea de exponent 2 și noțiunea de pătrat al unui număr natural. Putem face față următoarei provocări. Este orice număr natural pătratul unui număr natural? Pentru a da răspunsul la această provocare, observați șirul de numere naturale evidențiate cu roșu și corespondența lor cu pătratele, adică 0 cu 0, 1 cu 1, 2 cu 4, 3 cu 9, și așa mai departe, deci ne rămân numere care nu au corespondență, deci care nu sunt pătrate ale unui număr natural. Astfel, răspunsul la întrebare este că nu orice număr natural este pătrat al unui număr natural. Un material mai amplu care să sprijine propria voastră învățare am ajuns la final. Dragele, îți mulțumesc pentru că ai pășit alături de mine în călătoria cunoașterii matematice. Sunt Gabriel Vrinceanu și te aștept la următoarea destinație. Până atunci, spor în toate.